Eu sper ca în 2 ani de zile, această faleză să fie și să arate așa cum și-o doresc turcenii. Și mai trebuie să menționez un lucru. În afară de proiectul major de structură, de rezistență, noi am mai făcut un concurs de soluții cu, mă rog, cu mai mulți arhitecți. A fost o licitație, de altfel, prin care am vrut să obținem partea de design. Cum va arăta frumosul? Adică unde va trebui să fie o fântână arteziană? Unde trebuie să fie niște băncuțe pentru pensionari? Ce putem oferi copiilor? Și cum mobilăm noi această faleză în sine, ca și o casă de altfel, astfel încât faleza Tulcei să arate așa cum vedem și în alte porturi din lume, din Europa în mod special, o faleză pe placul tulcenilor, în folosul tulcenilor, pentru copii, pentru și mai ales pentru cei care vor veni după noi, pentru că ea trebuie să fie o faleză reprezentativă, ținând cont și de un alt mare aspect, că este poarta de intrare în Delta și până la urmă poate să devină o emblemă și un reper pentru toți cei care ne calcă pragul. Ce constau lucrările din punct de vedere tehnic? Din punct de vedere tehnic, lucrările sunt structurate pe trei categorii. Consolidare, adică repaserea structurii falezei, și lucrări de modernizare și construcție a noilor, modernizarea noilor instalații pluviale, instalații de iluminat. Așa mai departe. După aceea atacăm lucrările de consolidare. Consolidarea constă într-un perete vertical longitudinal de-a lungul cheiului, cu înălțimi și adâncimi diferite, un perete din coloane din beton armat, coloane secante, cu ancoraje corespunzătoare și cu specificul fiecărei zone de acostare. Când estimați că vor fi terminate lucrările? Lucrările de consolidare și de ursă în următorii un an jumate, 2 ani cel mult, și concomitent o să porni și lucrările de modernizare. Deci 3 ani e termenul de punere în funcțiune.